invitatului nostru de astăzi, domnul Marian Ilea, jurnalist și scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, pe care l-am invitat cu o dublă ocazie. Intenția era mai veche, nu știu dacă v-am spus de ea mai înainte de ziua de ieri, pentru că noi am schimbat epoca literară ca studiu la orele de literatură și trebuie să ne ducem acum de la interpredicul pe care l-am analizat, așa cum știți, vreo 2 ani, am discutat despre proza interpredică, poezia interpredică, dramaturgia interpredică, spre epoca interpredică. Și ieri, câțiva colegi ai voștri au avut acest studiu de caz despre literatura săpită ideologiei comuniste. O să-l rugăm pe invitatul nostru să ne spună câteva lucruri despre această temă. Iar a doua, să spunem, cauză, sau a doua ocazie pe care l-am invitat aici, este proiectul pe care l-am demarat ieri, așa, destul de, să zicem, în grabă, în parteneriat cu colegiul Lucaciu, intitulat Scriitor și liceni în anul cărții 2019. Probabil că a fost la televizor, anul 2019 a fost declarat anul cărții. Și cu această ocazie o să îl rugăm pe domnul Marian Ilea să ne vorbească despre propriile sale cărți. Eu am adus în fața voastră 3 pe care le aveam acasă și despre care am scris câte o recenzie, să spun. Nu vreau să mă monopolizez mai mult de atât discuția. Îi dau dânsului cuvântul. A venit însoțit de cei doi domni, unul care deja știți. Fotoreporter, mai are și alte atribuții. Aramureș TV, director de imagine. Da. Vă mulțumim pentru prezență. Eu mă voi duce în bancă, voi fi ascultător, elev ascultător și o să vă rog pe voi, înspre final, să vă gândiți la câteva întrebări, să-i adresați cu domnul Marian Ilea. Bună ziua! Bună ziua! Eu zic să începem cu întrebări, ca să putem crea o discuție. Dacă eu vă spun acum despre obsedantul deceniu, despre roman a servit comunismului, nu știu dacă o să vă intereseze, dacă nu întrebați. Ce ați vrea să știți? Probabil veți merge la filologie unul dintre voi. Interesant e că în literatură, după al doilea război mondial, tot ce s-a întâmplat, nu seamănă cu ceea ce apare în recenzii, manuale și așa mai departe. Pentru că gândiți-vă că sunt 50 de ani buni care se rezumă la câteva fraze. Dacă sunteți interesați de obsedantul deceniu, de literatura aservită comunismului și așa mai departe, începem discuție. Dacă sunt întrebări. Dacă v-ați gândit la tema asta, dacă știți din poveștile părinților și din lecturi, ce înseamnă o literatură aservită unui regim, din perspectivă ideologică. Nu? Ea servește, de fapt, intereselor acelui regim. Acum, problema e ține de conștiința scriitorului, cât grad de libertate își asumă un scriitor, atunci când dă pe piață o carte înspre cititor, că el nu o dă înspre regimul politic, nu o dă înspre, nu știu, primul secretar de partid sau înspre Nicolae Ceaușescu, că Ceaușescu nici măcar nu citea. Sunt întrebări. Cum trăiește scriitorul? Și scriitorul, ca și voi, ca și noi, mănâncă, se duce la o revistă că acolo lucrează, sau se duce și pleacă la facultate, vine acasă, scrie, doarme și din când în când se întâlnește cu partidul. Partidul Comunist Român. Aici eu vă pot da niște, o să vă dau exemplul meu personal. În 1985, trebuia să-mi apară o carte care se numea Desiștea. Imaginați-vă că din 85 cartea a apărut în 90. Și am avut câteva întâlniri cu
Cei care răspundeau de cenzură erau doi cetățeni, o doamnă, o tovarășă, Suzana Gâdea, și unul Dunea, care erau șefii cenzurii în România. Și ca să vă dați seama cam cum acționau ei, cartea trebuia să apară la Cartea Românească. Nu era ședință la editura Cartea Românească, în care criticii literari din România se întrebe, dar unde e cartea lui? De ce nu i s-o dat lui? Și mai avea iară loc o ședință la cenzură. Era un fragment de Siștea, un evreu din Săcel avea o moară, fusese ani prost și moara măcina în bol. Mă rog, mai bine scris decât vă spun acum. Obiecție. Trebuie de aia fragmentul ăla, pentru că e vorba de comunism. Asta chiar Tulea, zice, asta era șeful ce zice, domnule, asta e comunismul, dumneata insinuezi că orânduirea noastră funcționează în bol. Și numai magii. Și domnule, aici intrăm spre realismul socialist. Moara chiar exista, chiar măcinase într-un an în bol, când nu era comunism. Bine, dar hai să tăiem chestia aia. N-am tăiat nimic. În așa fel încât în 89, după, nu mai știu câte vreo, 15 ședințe la cenzură, redactor de carte era Gabriel Adameșteanu, nu știu dacă ați învățat în manuale despre, e o romancieră foarte bună. Am ajuns la concluzia că vor tăia o propoziție. M-am dus și m-am întâlnit și am zis, domnule, dacă tot am venit, am întins-o atâta, uite, nu o să tai nici virgula din presubie ce predicat. Dacă am pus-o eu, știu de ce am pus-o. Și așa rămâne. Și de-aia nu am dorit decât după 89. Nu era nici servită, nici aservită ideologie unui partid. Dar erau atât de obtuși în cenzură și se temeau atât de tare de cei care îi controlau. Ceaușescu necitind erau alții care îi controlau și spuneau la Ceaușescu și zburau acolo. Că n-a nu stătea să discute. Să revenim la obsedantul de ce. Ce interesant aici, din punctul meu de vedere și obsedantul de ce, de fapt, o ținut 20 de ani. Tocmai asta e fane cu obsedantul de ce în literatura română. Post-belică, termenul de obsedant deceniu, de fapt, apărând în 1970 sau 71, parcă într-o rubrică a lui Marin Preda. Ați auzit de Marin Preda? O rubrică, o rubrică în revista Fracăra, o rubrică pe care el a ținut-o timp de 50 de săptămâni și care se numea Marin Preda răspunde la o întrebare. Rubrica ai pusese oferită de Arian Popescu. O întrebare legată de ideologia Partidului Comunist și așa mai departe, o eludase Marin Preda vorbind despre scritori importanți, că se făcea literatură. Chiar dacă ea era oareși ceva, să zicem, aservită unor interese ale Partidului Comunist. Și în răspuns, ocolea și mormeții. Și atunci Păunescu a dat un supra-titlu întrebării numai în textul respectiv, obsedantul de ce. Termenul aparține lui Adrian Păunescu. A fost preluat și ținut în brațe de întreaga critică literară, începând cu Procmărniceanu, care fusese reprezentant al obsedantului de ce, dar își revenise și în anii 80 a fost un antrenor al valorilor tinere din literatura română. La Cenaclu Jumina. Ați auzit de Cenaclu Jumina? Da. Bun. Eu am fost membru al Cenaclu Jumina și al Cenaclu Universitas la Mircea Maruș. Și uite așa, în 2019, să mai predă și la școală, văd că ceea ce din fuga pixului, Adrian Popescu scrisese pe un text al lui Marin Preda. Nu aparține ideologizarea asta literară,
ceva specific scriitorului român. Aparține țărilor pe care noi le numeam lagărul socialist. Din perspectivă critică, o analiză se face o analiză dură nu la noi, ci în Polonia, unde erau scriitori foarte importanți antrenați aceleași fenomene. Se supuneau ideologie comuniste. Însă ei găsiseră o soluție de a eluda. Plasau acțiunile în evul mediu. Dar, de fapt, scriau despre realitatea razia a societății comuniste poloneze. Asta a fost o formă de luptă care nu ne mai practicându-se acum, voi n-aveți de unde să o cunoașteți. Cititorii anilor 80 gustau foarte mult șopârile. Din cărțile pe care le scriau scriitori și considerau pe scriitori mari luptători împotriva comunismului. Chiar dacă își pasau acțiunile 100 de ani în urmă, era o complicitate stabilită între cititor și scriitor. Astfel, unii dintre scriitorii noștri importanți au făcut dizidență comunistă și au fost considerați luptători anticomuniști. La ora asta, dacă citiți o carte din perspectiva șopârlelor, sigur că o să vi se pare că noi cititorii de atunci eram ridicoli. Pierzându-se șarmul glumelor care se spuneau la colț și după aia le regăseai în gura unor personaje, în cărți. Cartea devenea și-a și fost, de fapt, un element de luptă împotriva nedreptăților de când e lumea. Au fost diverse ideologii care au fost au încercat să supună una anumită, care s-ar ca să manipuleze literatura, fiind folosită și ca element de manipulare. Nașterea acestui stil de a scrie, însă, se întâmplă în Uniunea Sovietică. Mult înaintea obsedatului de genul de la noi. În Uniunea Sovietică se cumpărau scriitori. Stalin îi chema în ședințe, știi, că există Uniunea Scriitorilor din România, o organizație, chema scriitorii din, la Moscova și întreba, bă, ce vă lipsește? Ce vă trebuie? N-avem apartamente. Să se elibereze casele din Moscova, activistul ăla, și să dea scriitorii. Păi după ce tu n-aveai unde sta și îți dădea o casă, scriai de bine despre ăla care ți-o da casă. Că și astăzi ai scrie la fel de bine despre unul care îți dă casă atunci când nu ai. Mai era și o formă de cumpărare a conștiințelor. Gărdărescu, dacă ați învățat, și probabil că ați învățat ceva din Mircea Cărtărescu, cel care a propus de nu știu câți ani la Premiul Nobel din partea Uniunii Scriitorilor din România, vorbește despre și despre obsedantul de cine, și despre literatura de azi, și spune că e foarte importantă povestea la scriitor, dar mult mai importantă e sclipirea conștiinței lui, care trebuie să lumineze conștiința altora. Eu cred că foarte importantă e povestea. Și nu sclipirile de conștiință. Povestea când se naște, apar și scripirile de conștiință în poveste. Dacă pornești programatic să le spui oamenilor că nu a fost bun comunismul, că nu-i bună etapa pe care noi o parcurgem acum în România, nu mai scriitor. Ești un analist politic, un lider politic și așa mai departe. Literatura ar trebui să lumineze altfel prin poveste. Vă știți, o spus profesoara voastră vă vorbi despre povestași? Nu. În realismul magic vă place? Că după chestiunea asta a obsedantului de ce nu vine realismul socialist. Dar hai să mergem la realismul magic. Aș citi Marchej, Antunes, scriitor sud-american. Dacă n-ați citit, nu e nicio problemă, aveți vreme să. În America de Sud e
erau purtătorii poveștilor comunității. Ele se pierd dacă nu le scrii. Oamenii care trăiau sub limita sărăciei în America de Sud nu știau să scrie. Și atunci, în comunități erau unii care aduna poveștile în perspectiva oralității. Și o pățită la când s-o întâmplat aia și le purta de la o comunitate la alta, de la un sat la altul. Satele fiind la 50 de kilometri unele de altele. Ăla era scriitorul. Într-o oralitate a lui, scriitorul comunității. El prin ținerea lui de minte păstra de fapt vie comunitate. Când simțea că îi se apropie sfârșitul, spunea poveștile unui tânăr ca să leagă istoria mai departe. Povestașii ăștia beneficiau de respectul absolut al comunităților. Ei ajungeau într-o comunitate, nu erau plătiți. Dar aveau cazare, masă, tot. Și erau primiți ca niște lideri aproape absoluți. Că ei aduceau noutăți într-o poveste, dintr-o comună în altă comună. Născându-se astfel istoria Americii de Sud și a realismului magic. De câte ori mergeau, mai îmbunătățeau povestea. În comuna asta era într-o fel, după aia, în următoarea comună mai adăugau 3-4 propoziții, până se năștea o istorie venită din realism și transformată în realism magic. Din punctul ăsta de vedere, vă recomand să citiți fie Marcheș, merită un verb, când aveți timp, un verb de singurătate, sau Mario Vargas Llosa, un mare scriitor, candidat și la președinție. Revenind la scriitorii, de obicei s-a acuzat cea mai îngrată postură o au scriitorii în țara asta. Că dacă auzi, nu știu, unul și-o vântut conștiința. Nu, e un termen care se folosește. Adică s-o duci și s-o împrietenit cu altul lider politic să obțină lucrări, să facă bani și așa mai departe. Că zice, ce domne, dar e fire să facă chestiile astea. E bine să se descurce, să fie descurcăre. Scriitorii, prin fapt, ăstea blană viță pe ei. De fapt, atunci ei devin bun public al țării. Țara are orizont mare de așteptare de la scriitori. Dar scriitorii nu fac decât să fie martorii vieții pe care trăim noi. Și să depună mărturie în scris. Uite așa a fost atunci. Și noi, când citim, încercăm să învățăm din ce spun ei, ca să nu mai greșim. Lucru care nu se întâmplă pentru că noi greșim în continuare. Ca alți scriitori să aibă descris și să-și continue carierele. Bun. Am început discuția. Mai întreba și voi ceva, că am sentimentul că stau la masa tăcerii. Curiozități. Dar cineva dintre voi scrie? Scrie literatură, nu știu, povestiri, poezii. Da, ce să ce scrie? În principal poezie. Cum te numești? Da, nu știu, dar să. E limba aia scrie. Ești la meu. Vedeți, mă, limba aia scrie. Dar în 90, în baia scrie, erau, era strada Republicii. Aia cu blocuri. Se numea strada cu scriitori. Apăruse un... Deci pe aceeași stradă din Baia Scrie să creau 5 scriitori care s-au dovedit scriitori importanți în literatura română. Nu mai stau fiecare din ei. Păi și topolul. Stătea Horia Ursu, cel care a scris Asediul Vienei, o carte excepțională în literatură și care a predat literatură română la Nancy, acum în pensie. Marius Jucan, decanul facultății de, cred că chiar de filologie a fost. Deci și el în pensie. Ioan Moldovan, care a predat la Bologna și care e directorul revistei Familia. Vasile Dragomir, care a debutat de curând cu un roman luat pentru debutarea unui scriitorilor
ea la Cluj și el. Atâția scriitori pe o stradă, Radu Săplăcan, care era un critic important în anii 90, foarte important în Transilvania, considerat chiar cel mai bun critic al Transilvaniei, făcea emisiunea de cultură la TVR și a venit și a făcut un reportaj. Zice, bă, nu se poate. Cum trăiți atâția scriitori pe o stradă? Scriitorii de obicei nu se înțeleg între ei. Unde doi scriitori sunt 3.000 de bârfe. Dacă sunt trei scriitori și unul pleacă, acele 3.000 de bârfe sunt dreapte spre ăla care pleacă. Asta e structura scriitorilor. E bine să n-am ce bârfesc doi scriitori despre alt scriitor dacă bârfesc despre tine. Bun. Ai publicat pe undeva? Doar concursuri. Dar tu ai luat-o de-a dreptul. Da. Și ai câștigat concursuri. Da. Bravo. Păi, nu te-a bătut ceva. Dar să nu mă întreb cum vă numiți. cam orice caz există. De exemplu, cum este, m-a fost comunismul. Consider că sunt și scriitor, autor, indiferent de poezii sau proză, care au rămas, care nu s-au spus acestor de ideologie comuniste, care au scris ascuns. Sunt exemple de notare în acest sens. Acum sunt exemple, sunt acum, nu, nu s-au supus. Spunea e că nici nu-ți dai seama dacă te supui sau nu când scrii. Atât de... E ca intrasia o ideologie. Tu zici, domne, sunt liber. Eu am scris ce-am crezut. Dar de fapt ești impregnat de ideologie. Un om care a avut și mari probleme cu sistemul, cu orânduirea, o și scris și la un moment dat o și plecat din țara asta, este Paul Roman. Un scriitor important, chiar foarte important, cu Maramureș. Să vă imaginați că noi trăim într-un județ cu prozatori extraordinari. Deci nemaipomeniți. Începând de la Augustin Buzura. Ați auzit de Augustin Buzura? Nicolae Greban. Unul dintre monumentele României, cetățean de onoare făcut acum al Maramureșului. Alexandru Ivasiu. Da. Adrian Monsoru. De asta n-ați auzit, cred, la universitate, cred, de aici. Am auzit eu. Așa. Foarte, foarte bun scriitor. Nu pot să spun, de exemplu, că Augustin Buzura, cum să spune, el e privit, ideologie comunistă, el e privit, ca excepție de la regulă. Așa au scris. Și el folosea curajul ăsta nemaipomenit, în care spunea anumite adevăruri, care după aia erau preluate și pe la toate colțurile să discuta. Cât curaj, uite omul ăsta ce face. Sau Nicolae Greban. Ivasiu, era un scriitor complex. El scria despre oameni care existaseră. Și tot a avut procese, foarte multe, tot dădeau judecată, urmașii. Și la un moment dat mai știa ce să facă și i-a spus unul, zice, domnule, scrie la început, pe prima pagină. Personajele și întâmplările sunt ficționale. Orice asemănare cu personajul ăla este pur întâmplătoare. Și așa au făcut și nu mai avut procese. Artificiul ăsta venea de pe vremea lui Dickinson. Adică dacă scrii și te recunoști, acolo ce uite, bă, ăsta scrie despre mine sau despre bunicul sau judecatele, dacă nu-mi convine cum l-o prezentat pe bunic. Bun. Deci au fost. Au fost oameni care au făcut dizidență programatică, cum era Ana Brandian. Chiar au contribuit consistent la căderea Lucian Șescu. Mircea Dinescu, pe care probabil că știți, că tot vedeți la televizor, acum gătește. Nu face bucătăria lui Dinescu. Au fost oameni care s-au bătrânit. Acum, interesant e altceva. Dacă luați
Cărțile, în general, se analizează estetic. Nu contează ce spui. Noi acum am discutat numai despre contează ce spui. Deci, domnule, nu poți să spui trăiască Ceaușescu pe vremea Ceaușismului, atunci sigur că ți-ai vândut conștiința. Dar, de fapt, în literatură, contează cum spui. Acel cum spui, de fapt, înseamnă stilul scriitorului. Dacă el e scriitor și dacă prin ceea ce el scrie te face să vezi lumea pe care ți-o prezintă și să te apropii de personaje și să intri în zona în care să, stilul să fie bun, scriitura să fie foarte bună și totuși cartea să se vândă, cum spuneți voi, ca bestseller. În România de azi, un considerăm că e un bestseller, nu o carte care se vinde 10.000 de exemplare, deja e tanta. Pe vremea comunismului, o carte, nu știu, dați-mi un altă ce s-ar ce autorilor, da? Cartea lumea din prezent. Se vindea în 100.000, 150.000 de exemplare în prima săptămână, când apărea. Atât de mult să citea, și atât de mult cărțile unor scriitori influențau viețile cititorilor. Atunci exista dorința de a citi. Cel mai important pentru oameni era să aibă relații, mă rog, la alimentare, că mai luau pe pământ, dar la librărie. Veneau puține exemplare, și trebuiau să ți le țină și după aceea te-ai circulat din mână în mână. De exemplu, dacă o să vă pice pe mână cartea lui Marin Preda de Miru, să știți că o intrat în librării și s-a făcut codă, nu vă puteți imagina ce coți erau la librării, să cumpere cartea și peste 24 de ore a fost scoasă din librării și dacă l-a topit. Dar nu a mai reușit să găsească exemplare care s-au vândut, să vândut foarte multe, care au început să circule de mașinie, ai luat, ai cumpărat. Și după aia erau discuții pe teme literare. Din păcate, din păcate, fenomenul ăsta o soleantizat. El nu mai există. Scriitorul nu mai reprezintă ceea ce reprezenta la un moment dat pentru cititorii lui, nu știu, țara lui, dacă vreți. Și așa mai departe. Este o politică a traducerilor. Noi scriem în românește. Există un program al Institutului Cultural Român să fie traduse diverse cărți. Să ajungă într-un peisaj la Paris, să se vândă la Paris. Să investezi bani. Cărțile noastre nu prea au statut de bestseller și se vând foarte puțin. Și dintr-o investiție într-un scriitor, vine 200-300 de exemplare la Paris. 5 milioane de oameni care stau acolo. Însă ai recenzii foarte bune. Să scrie foarte bine oamenii de meserie, în transcriticii literari, scrie foarte bine despre felul care scriu românul. Așa cum să scrie foarte bine despre felul în care se face cinematografie la noi, sunt regizori care dau acum premii în toată Europa. Când însă filmul intră în cinematografie, dispare după 10 zile, nu mai bine. Nu au știința creierii unui bestseller. Pentru că ai noștri scriu românii. Pentru că ei cred în vocația lor. Și nu studiază din perspectivă de marketing, piața, și să zic că, bă, ce le trebuie la cititorii ăștia? Păi le trebuie, nu știu, o cafenea în care să se asculte muzică porcoasă, să nu știu ce, ca să vină lumea, să... Zice, Doamne, nu o facem așa, nici voară. Noi scriem altfel. Și acel altfel înseamnă lipsă de cititor. Fără marketing, literatura, revin la ideea celor două profesoare, fără marketing, literatura,
Nu se vinde. Dacă nu se vinde, ne ajung în acel timp. Pentru acel om care nu citește, nu mai există. Nici nu-l citesc eu sau tu, dar chiar și nu-l povestim și povestim și altul. Din punctul ăsta de vedere, o idee de întâlniri între scriitori și liceeni, ei au curat pentru scriitori, mai puțin pentru bun. Dacă scriitorii sunt haioși, nu știu ce, ce băia să văd ce scrie ăsta. Fost la noi, ne-am întâlnit, au zis ceva, a să văd ce scrie prostii, îmi place, nu-mi place, dar măcar numele există undeva în, să înfinge așa ca și un an de tămărie în metalul fiecărui licean care ai ajunge student. Nu? E foarte bună ideea și președinția României, tocmai din perspectiva asta, o anunțat în 2019 anul cărții. Cu grad de adresabilitate înspre tine. Ce poate să facă literatura însă, pentru societate, poate să-ți dea o preocupare să cunoști niște lucruri dacă te interesează, așa cum ascultați rap sau ascultați rock, că acolo se spun povești. Foarte interesant, Bob Dylan. Vă place Bob Dylan? L-ascultați? Spune povești din vocele lui și cântarea face cu chiar la primul Nobel pentru literatură, în urmă cu 2 ani. Surprinzând foarte mulți poeți care nu cântă rău. Spun, doamne, e altara asta și eu care muncesc pe câmpia literaturii. Să știi să spui povești. E foarte important. Păi mai pune și voi niște întrebări, că trebuia să mă aduc 3 litri de apă. Să usul pe cura. Mai întrebați. Când îți vine un... Dacă vrei să vă duc, dacă vă interesează cu ce ceva. Apropo de lumea literară, să zicem. Lumea literară românesc. Hai, tu doar că vrei. Zi, întrebarea ta, că am văzut că te uiți la oameni de gândiță. În ideea că vrei să spui, știu. În perioada comunistă, poeții care nu scriau conform ideologiei puteau să își câștige o pâine sau... În perioada comunistă, nimeni nu murea de foame. Dacă nu și-a serveau pizzul, pan, să zice, în Partidul Comunist. Trăiau foarte bine. Acum trebuie. Trăiau foarte bine pentru că trăiau la reviste. Literare. Făceau jurnalismul la jurnalism de factură comunistă. Nu era nicio problemă, pentru că luai niște tematici de tipul agricultură. Bă, atâta era recolt, atâta. Făceai asta și trăiai din ceea ce scriai, literatură, o scriai acasă. Și mai trimiteai, că erau subversivi, să scria și trimiteau la Europa Liberă. Și la un moment dat plecau din stat. Având statutul de razionat politic, se știa că orice scriitor în România comunistă e supus persecuție. Chiar din perspectiva asta scriiturii ideologice. Dar să vă dau un exemplu interesant din literatura stalinistă. Ați auzit de Maxim Gorki? Nu. Nu e nicio problemă, auzi acum. Un mare scriitor rus. O mare voce în Rusia și jurnalist. Luase Stalin puterea. Era în relații neutre cu Stalin și la el în, stătea într-un oraș ca cum e Iașu. O scris un editorial și a zis, domnule, Stalin, un mare trădător de neam și țară, un ticălos, nu știu ce o scris el acolo. Și textul ăsta a ajuns la Stalin, care conducea neiertător Uniunea Sovietică și o trimis pe unul Zinoviev, care era șeful KGB, șeful Serviciilor de Informații, guvernator acolo și în 6 zile în ochiziare.
Deci au intrat cu jandra, cum aveau ei atunci, au blocat tot, afară toată lumea și ăsta au rămas obiectul muncii. Au plecat în Franța, înjurat de acolo, evident, comunismul și la un moment dat, după vreo 6-7 ani de zile, el împlinea 50 de ani. Vârsta. Stalin, care era extrem de abil la chestii de astea, a zis, domnule, stai puțin, ăsta face 50 de ani, mare scriitor, o și uitat că îl oprise ziarul și a făcut sărbătoare națională, bine. Ziua lui Gorki. L-o chema pe Gorki la Moscova, l-o sărbătorit, o venit cu niște mari scriitori francezi atunci și l-o întreba, uite, vila asta, aia, bani, premii, nu știu ce, sanitate, dar stai la noi. Adică întoarce-te. S-a întors și de atunci literatura lui a fost pro-ideologic. Putem să zicem că e un caz de cumpărare a conștiinței. Se pare că, din perspectivă critică, pentru că era un talent atât de puternic, încât e scanotat. Subiect. El tot așa a scris și din Paris. Sunt tot felul de... O viață nu seamănă cu altă. Așa cum ar fi ideal ca un scriitor să nu semene cu altă. Scriitorii mărunți, care scriau cu ideologie, scriau niște grile. Trebuie să fie un tovarăș de omenie care la o zi, nu știu ce conduce, să vină o tovarășe, ei doi să se căsătorească, să-și construiască viața cu diverse întâmplări și copiii lor să fie mândria Republicii Socialiste România. Erau niște scheme de integrare în ele. Scheme, să știți că există și acum. Sigur că sunt altfel. Există, dacă vă uitați pe net, școală de scriitori. Vă învățăm să deveniți scriitori. Îi plin netul și scriitori importanți te învață, sigur, contra cost. În România anilor 50-60, se înființase la București școala de literatură. Tot este scriitor. Mihai Sadoveanu. Ați auzit de Sadoveanu? Da. Ei, Mihai Sadoveanu a zis, băi frate, aici, el conducea școala. Aici intră atâția scriitori cât ies. Un scriitor este sau nu iese? Cum să-l înveți la o școală de literatură? Din 20 de intrat acolo, dacă doi erau scriitori, tot doi ieșeau. Ceilalți absolveau la școală. Așa au intrat primul, după examen, Nicolae Labiș. Ați auzit de Nicolae Labiș? Da. Feblețea lui Mihai Sadoveanu. Din păcate, el a rămas adolescentul poeziei române, pentru că a murit extrem, extrem de tânăr. De fapt, dacă există varianta și bine documentată că ar fi fost român. Sunt multe povești cu scriitori, ca și poveștile cu oameni. Cum? Ce să vă spun? Povestea vieții unui măcelar. Poate mai interesantă ca unui scriitor. Dar și povestea vieții unui scriitor e ca fel de... Dacă e scrisă bine, poate să fie foarte interesantă. Ce ați vrea voi să conțină cărțile scrise de scriitor român? L-ați pus întrebarea asta. Sau vă nu prea citiți acum, mă gândesc că aveți program, vă pregătiți să... Vă luați bacalaureat. Citesc multă literatură străină, așa-i? Mm-hmm. Romane? Păi am început să citesc bestsellerurile naționale care au apărut, pentru că, nu știu, am auzit de la prietene și, cum în ziua de astăzi, dacă auzi la cineva, începe să-ți placă, începe să te facă curios și încerci. Și am citit primul volum, gen, am rămas așa multă, vreau să-l citesc și pe al doilea, mă captiva altă poveste de dragoste. Și parcurzând poveștile astea, am căutat alte bestselleruri, cum ar fi De vorbă cu Emma, cum ar fi O fată ca mine, sau alte bestselleruri scrise de autori români, care am zis că de ce să nu citim autori români? E o lecție de patriotism, dacă tot îți dea moști.
Da. Să-i vedem la treabă, corect. Da, și încet, încet am început să citesc mai multe cărți și ba chiar cele care îmi plăceau chiar mai mult, să le și cumpăr, să le am amintire și m-am gândit că pe vremea când voi avea eu copii, să le arăt că uite, eu când eram de vârsta voastră, citeam asta, voi ce o să citiți, să vedem cum o să se dezvolte lumea de acum peste 20 de ani, să zic, sau... În afară de Irina Bintă, ce alți autori români știți? Asta ce-am văzut eu la tine. Vitali Cipileagă, e de vorbă, carte de vorbă cu Emma, Jurnalul unui Adam de Bogdan Marcu, Absolut tot, de asta e o carte tradusă, nu e românească. Acum începem post pelicul, suntem la cumpănă, cumpănă pe la... Voi ce, clasa 12 sunteți? Da, da. Da. Aveți de parcurs timpul scurt și literatura aia la lung. Da. Dar tot te simtim să citim. Da. Că cel puțin când îți place ceva... Sunt foarte buni poeți. Foarte buni în țara asta. România e considerată țara cu cei mai mulți foarte buni poeți. Trebuie să scrie bine. Bun. Alte întrebări. E interesant. De amintiri de Casa Scării, de exemplu, e un microroman, să spun eu, care sună amintiri din copilărie, amintiri din, nu știu, Casa Morților, eu știu, alte titluri celebre din literatura română sau universală. E o carte pe care eu le-aș recomanda o să o citească, de exemplu, elevilor. Ce se chinui? Păi, nu trebuie să îi obligăm, doar să le recomandăm. Spuneți-ne puțin despre lumea asta, atât de colorată, pestriță, savuroasă, efervescentă, semănând așa cu imaginea aceea de pe copertă, cumva. Ne gândim că amintiri din copilărie a lui Ion Creangă e totul microroman. Nu-i gros. Dacă mă duc să cumpăr o carte de 500 de pagini, iau, uite, băi, o cărămidea să vedem despre ce e vorba, sau o arunc, că zic, eu nu citesc atâta. Asta e o carte mai ciudată în felul meu de a scrie, o strategie pe care o are un scriitor. Pot să vă spun că ea începe cu un text, e ca un soi de colaj. Sunt texte la care am scris, pe care le-am scris în 26 de ani. Ca să stai să publici o carte după ce ai început acum 26 de ani, știi care e riscul? Să te învechești cu primele texte și cu astea să învechite și ca stil, și ca scriitură, și ca fel de a transmite ceva cititorului. Numai că la ea am lucrat câte un pic așa ca hobby în timp ce scriam alte cărți. Și la un moment dat, când am considerat că e în regulă și o carte a copilăriei la bloc, într-un regim comunist, bine ideologizant, trebuie să spuneați ce trebuie să faci, cum trebuie să scrii, ea poate fi dată publicității, ea nu era supusă ideologiei comuniste, pentru că nici prin minte nu trecea să public. Eu scriam despre ceea ce am trăit la bloc, despre prietenii mei, care erau copii, și cu ideea că, bă, dacă se învechește ca mesaj, asta e viața și ne gândim tot. Și am făcut niște verificări. Am publicat într-o foarte bună revistă de cultură din România proza pe care am scris-o, prima proză. Dom'le, s-a scris despre aia. Modernitate, extraordinar, sufru, nu zic bine, gata, nu-i veșit. Din moment ce eu ți-o dau acum, că dacă îți spuneam, asta e scris acum 26 de ani. Veche, nu știu ce. Dacă te-am lăsat să spui tu, nu, citatul de postmodernism, ca așa mai departe. Și atunci am publicat-o. Eu cred că e o carte bună a copilării.
s-ar afla o gașită cu copii și și-ar trăi viața împreună. Deci asta vă recomand, dar să și uitați că am scris-o. E haioasă, o să văd. Placă. Cu astea alte însă e mai greu. Aici stilul e foarte dificil. Cititorul nu are timp să... În general, oamenii care fracturează mesajul ajung mai greu la cititor. Și atunci trebuie să faci un compromis cu cititorul. Zeppelinul piticului e să petrecem baia spirit. Poetul e aici. Poate certifica. Numai că, de-a lungul timpului, unui timp X, care este un timp istoric, orice se întâmplă rău în oraș, apare piticul cu Zeppelinul, care vine printre turnurile bisericii catolice și adastră la cofetăria Omerta. Nu? Parcă așa era. Care-i rolul piticului în toată economia poveștilor răstorate aici? A trebuit să citiți cartea asta. Este o narațiune interesantă. Eu nu prea mă pricep la limba, l-am pronunțat numele în limba maghiară, cu doamna Miții Viica și domnul Bot. Le-o recomand. Povestea aia mi-a plăcut în mod special istoria dintre... Felul în care tu, supun, acolo te duci înspre Caragiacu, să zicem, care îl suport, să zic, băi, ca... Dar o pot înțelege destul de ușor și ei. Problema e, știi care e problema aici în... Și mie mi se reproșează diverse chestii. Vă imaginați că în... De exemplu, la Cluj. La Cluj mi se reproșează că în cărțile astea sunt prea târziu. Unde-s români? Sunt și români pe acolo, după acest problem. Măi, totuși prea mulți unguri, prea mulți nemți, prea mulți... Dacă pornești ca fundament pe ceea ce ai trăit în zonă, trebuie să pornești de la ideea că, nu știu, Baia Scrie poate fi centrul universului. Că există băiescrieni și restul lumii. Că băiescrienii spun că asta e Baia Scrie, orașul. Și mai sunt și alte orașe. Paris, Londra. Dar alea sunt alte. Și la Capitolul și alte. Dacă reușești pe parcursul a 30-40 de ani de scrie, să stai pe acest proiect, să lucrezi personal, să crezi comunități. Dar nu trebuie să fie neapărat recognoscibile în Baia Scrie. Pentru un scriitor, părerea mea e că despre textul ăsta e utilizabil. El trebuie să, să creeze pentru cititorul lui. Dar care să nu fenteze. Asta am făcut eu. Și mă miră că am avut atâta răbdare. Asta am făcut și în Grăsane, făcând baie cu ușile la deschise și aici am se reproșează. Dar reproșuri de soiul ăsta, critici, sunt doi prieteni, bineînțeles, critici, important. Ce domne, misoginism, tipul misogin. Acum, ca să fii misogin, te pun ăștia la zi. E mai rău să fii misogin România decât comunism, la tot vremea lui Ceaușescu. Zice, doamne, misogin. Dar nu mai ai citit cartea. Păi, dar titlul. Păi ce are titlul? Păi, da, zice, uite, doamne, cu câtă răutate scrie despre femeie. Că-s grăsane. Citește cartea și stă de vorba. Chiar e o carte tandră despre. Deci sunt tot felul de reproșuri și, în general, alea care nu s-au adevărat, te-am la prim. Și foarte greu să le mai... Nici nu merită, de fapt. Să le descurce. Lasă că să le descurce singur. Uh,
Păi v-am plictisit. Nu. Măcar atât. Mai ziceți, ce mai ziceți? Uite, vă dau de exemplu marile păcălete, marile farse ale literaturii, dar de totul știți că s-a apropiat, nu? Era un tip absolut incredibil, fabulos. Pe mine m-au păcălit vreo 10 ani. Păi să vreau pictoresc. Am citit Nicolae Potocnicu. Nu doar că voi ați citit, dar vă recomand, eu carte, una dintre cele mai bune cărți. Până la ora asta din literatura română. La sfârșit, spune, aventurile Nicolae Potocnicu le veți întâlni în următoarea carte. 10 ani am căutat carte. Până la Uniune am povestit cu unul care era mai apropiat de vârstă cu Sadrașul, și de aici că nu scris. Eu l-am pus-o la mâză acolo. Nu ai căutat 10 ani carte. Sunt tot felul de chestii de... Îți și haioși, își făceau marketing cu toate că nu aveau nevoie de marketing. Deci Sadoveanu se vindea în 200-300.000 de exemplare. Roman istoric, de la frații judei. A reșit în Obsedantul de ce cărți. Dar cărțile trebuie, repet, nu ai pus plan pe Obsedantul de ce. Și cum scrie, și stilul foarte important. Foarte important stilul. Noi spunem așa, stilul omului. Doar după aceea spunem că limbajul. Sunt diversi lideri politici, te uiți la ei și spui, limbajul e omul. Și a spus limbajul. Și atunci știi de unde să vii. Dar nu facem politică, că nu-i fac. Bun. Mai sunt întrebări? Deci cu astea v-am spus. Asta a apărut acum. De terminul piticului la... A fost și la târgul ăsta de carte. Întrebarea, acum trebuie să mă întrebați. Dar ce mai scriu? Atât de multe cărți am scris, că ce mai scriu, mă? Că tocmai am publicat, cum zic, pe un pic. Anul ăsta o să scriu o piesă de teatru. Durează mult. Și tocmai am terminat de scris. E o altă carte. Care o să apară foarte repede, probabil, pentru târgul din luna mai, târgul de carte. Cu teatru mai greu. Deci când n-am deci cum funcționez eu când n-am în idee, m-am săturat de scris proza, cum scriu teatru. Teatru pentru mine e un hobby. Dacă vă uitați la ce spune critica literară despre felul meu de a scrie, ei spun, zici, domnule, pagini întregi de dramatizare, de teatru, în economia cărților. Dar când scriu teatru, e altceva. Profesoara voastră a spus un fragment acolo, dacă vă uitați pe el, de fapt, este un fragment al Caragiale, din momente și schițe, plin de umor, reușit cu dialogul. E foarte greu să scrii cu dialogul. Ca să nu plictisești. De la un moment dat, după 10 dialoguri, ce ăsta, ăia doi, ca personaje, pata Pantionul, și atunci trebuie să ambiguizez. Eugen Ionescu, vă place? Da. Era la da. Era lucruri și mai erau suprarealiști. Nu știu, ce ați învățat, nu știu mai, nu mai cunosc. Materia. Ce materii faceți? Pe ce vă axați? Ce scriitor român faceți? Știu că pe unii au fost scoși din programă. Nu știu ce-o pus în loc. Ia ziceți acum cu sinceritate dintre scriitorii propunților. Care v-a plăcut? V-a plăcut cea la... Cine? Cine?
Lucian Braga? Da. Și dintre prozatori? Dintre prozatori? Da. Avem noi 17 scriitori obligatorii, deci suntem în zona clasicilor în școală. În... Nici ai nevoie ce ați făcut? Nu, nu, că acum abia trecem la a, voi să... Predici. Bun. Urmează. Bun, vreau un foarte, foarte bun. Citiți greu de mea? Nu. Sau cu plăcere? Sună. Pardon. Cum să vă mai țin? Nici 3 secunde după ce o sună. Dragilor, mi-a făcut o deosebită plăcere pentru voi, și profesoarele voastre, pentru idee și cititul cărților, un lucru foarte important. Cumpărați cărți și care vă comentați să și scrieți cărți ca să vedem cât mai să vă convingeți și viitorii să vă conferiți. Deci o chestie de marketing.